Salut și v-am găsit la un nou episod din GTA Online și stăci împreună cu pisica. Bună! Și cu Mihai. Salut! Și astăzi avem un episod foarte interesant pentru voi, pentru că uitați-vă ce mașinuțe superbe am pregătit pentru tuning. Și în afară de chestia asta, Chica urmează să facem ultima misiune din joc. Super! Ați auzit? Da, da. Deci ultima misiune, misiunea finală din joc, de, o să fie Chica un jaf foarte, foarte mișto, așa că nu uitați să apăsați butonul și de like. Câte like-uri vreți să strângem la episodul de azi? Peste 22.000 de like-uri. Peste 22.000 de like-uri, zice pisica, și tu, Mihai, câte vrei? 25.000 de like-uri și un pra. Mamă, eu zic 27.000 de like-uri, așa frumos. Să apăsăm acolo cu toții pe butonul de like. Și hai să mergem la tuning mai întâi, pentru că avem niște mașini pe care nu le-am tunat încă. Cel puțin eu nu am apucat să tunez această mașină. Nici cred că Mihai asta a tunat-o pe asta, dacă nu mă înșel. Da, pe aia am tunat-o, pe asta am tunat-o. 370 de tu ai avut-o tunată, tu, Mihai? Da, da, am avut-o pisica, nu mai știu cine a tunat-o pe asta. Eu nu mai știu. Așa, eu n-am apucat să o tunez, așa că eu am să încep să tunez mașinile pe care nu le-am tunat încă și când se lansează mașini noi o să le facem pe alea. Dar până una alta, hai să vedem ce facem cu acest 370Z. Și ia să vedem noi cine ajunge primul la tuning. Eric 7. Parcă tu ți l-ai făcut, nu? Eric 7. Eu ajung. Eu ajung. Și aveai opțiuni? Nu, ajungi. Da, da, ai multe opțiuni la Eric 7. Ok. Ai zis că n-ajung? N-ajungi, pe zic că eu ajung primul. Mai auzi, deja gata, tunezi. What? N-ai cum să tunezi deja iar. Mamă, cum a făcut driftul ăsta? Wow! Mamă, dați-mi minutul în comentarii. Așa. Dați-mi minutul. Trebuie să facem un replay ceva. Un slow motion. Un slow motion. Tu știi cum am trecut printre doi stâlpi? Mam. Nici dacă îmi propuneam, nu vreau. Nu făceam. Bun. Tata a sunat unat. A ajuns. Pisica, deja ai ajuns? Da. Pisica a ajuns deja. Dar nu știu ce mașină ți-ai luat. Cred că prima mașină pe care ai turnat-o tu. O mașină puternică și drăguță. Ți-ai luat Toyota Supra aia. Ok. Aia nu. Mhm. Sunt curios unde să mă bagi pe mine la tuning, că cred că voi ați ocupat primele două locuri. Mamă, așa încet ești! Aolo. Așa, vezi că options mod. Băi, că LS Car Meet Repetition Increase level 11, dar n-am făcut nimic, n-am făcut curse sau ceva. Am făcut eu și probabil din cauza că ești în clubul meu să-ți dea și ție, nu sunt sigur. Și am făcut, zici? Am level 18. Ar avea sens, nu? Noi suntem la tuning, te așteptăm. Bă, mi se pare ciudat, da, să am level 11, adică n-am făcut frumos curse. Nu e frumos să intri să primești level gratis? Să știi că da. Frumos. Da, văd pe un om afară la pisica acolo, cine? Mecanicul. Da, văd. What? Mă, adică mecanicul. Nu știu. Cred că e mecanicul. Habana, okay. Nu știu cine. Mă, chiar e un om care stă acolo la pisica. Văd, îl văd. Da, mă, e mecanicul, că se uită, el ați comandă piese, înțelegi? Da. Primary din și vin instant. Vin instant, păi na, așa e în GTA. Că ar fi așa și în viața de la... Mamă, ce tuning are la motor. Uuuu. Fac supărat. Uuuu. Îmi place, îmi place. Interesant. Cred că una dintre astea două, dar ăsta îmi place mai mult. Wow, ce frumoasă e, Doamne. Rear bumper. Să vedem. Cred că... Trecurs. Uuuu, ăsta îmi place. Super bumper. Mamă, cum arată la spate, glumești. Hai să vedem acoperișul pe roof. Băi, e punem una de asta așa, headlight covers. Bă, deci și la mașina asta poți să-i acoperi farurile de tot, deci nu se mai văd deloc. Aole, poți să pun safe de-alea în sus, de arată ridicol. Extrem de ciudat. De ce? Fenders, ia să vedem. Cred că o să le pun uite așa un blue headlight glass, că nu prea am fost blue până acum. Engine, hai să vedem. Nu mai gândesc. Livery, wow. Să vezi, denutunează pisica mașina aia de se duce mai repede ca noi iarăși. Wow. Păi, ai de bonine, iar cu lacă, nu-mi place. Da, păi n-ai ce să faci, mă, că headlights. Trebuie să ajungi și la level mare aici, la LS ăsta, știi? Lights și drowsy aici, ce cătric. Ok, ia să vedem, vreau ceva mai mare pe spate, uite astea. Astea îți modifică performanța? Nu mi-arată că ți-ar modifica performanța, da? Ia uite, un white body așa frumos. Nu înțeleg cu ce e chestia asta. Bă, nene, toate livery-urile frumoase sunt cu... Nu-mi place. Sunt blocate? Sunt blocate livery-urile? Da, alea frumoase.
Bă, parcă livurile erau deschise, nu mai țin minte, dar... Dar nu toate, capitan. Interior? Nu toate. Oh, cu gemuleț așa la motor frumos. Trials. Nu știu dacă vreau gemulețul ăla, e cam mare. Mamă, ce chestie pe aici. Cred că-l vreau, arată bine. Oh, să vedem interior. Hai să modificăm interiorul, să-l facem frumos. Pun niște carbon. Doors, la uși, pă, mai mult sau mai puțin seamănă toate ușile între ele la toate mașinile. Deci băgau. Nu știu de ce, dar cam așa seamănă. Ia să vedem volanul. Mi-l fac cu galben măcar. Roll cage, nu vreau roll cage, arată odios. Turbo. Lights, wow. Headlights. Frumoasă e. Ce culoare să fac eu farurile? Le-am tot făcut diferite culori. Un lime green fac la faruri de data asta, o să fie super ciudat. Mă duc la culori. Și neoanele pe jos tot un... pot să-mi pun neon crew, voi știați? Îți dă voie? Neon crew? Neon crew. Da, da, uite că și să vede un verde frumos. Aha. Așa, bun. Livery. Ha, mă, să vedem ce livery-uri are mașina. Uite-am floricele, pisica. Vezi? Unde-i? Uite-te. A, păi știu că le-am avut și eu. Pisica așa și-a pus și floricele data trecută. Ok. Interesante livery-urile. Uite, am făcut. Asta seamănă cu aia din... A, dar e locked, mă. Vezi, vezi? Da, așa. Asta seamănă cu aia din din Fast and Furious. Seamănă cu... Și mașina era neagră, dacă nu mă înșel. Da, mă, astea mai mișto sunt blocate. Vezi, vezi cum e. Trebuie puteți și în 169 ca să-mi dea... 169? Puțin mult, nu? Mi se pare exagerat. Când o să ajung eu vreodată în viața asta? Bă, primary color. Uite așa și cu detalii roșii. De verde. Singurul livery care mai așa, mai așa, mai decent și pe care mi l-a deblocat, să zic, ar fi ăsta. Nu știu dacă o să rămân cu el până la final. Formula red sau formula red sau lava red. Plate. Ok, spray, primary color. Hai să vedem, hai să vedem cum facem culorile. Red, red, red. Ai mărit, mi l-a pus pe ăsta. Și poți modifica... ciudat. Carbon black, vedem metalic. Lessened ăsta. Silver. Bun, ce și dau să... și la... Sunt curios cum ar fi un alb. Ice white. Nu prea am făcut mașini albe. Nu prea. Ice white-ul ăla e cel mai bun alb, cred că, din joc. LOL, unde mi-a pus logo de la Dodge. Așa mi se pare și mie. Ce caterin că mi-a pus sub capota mașinii, foarte mic. Hai, eu-s rău. Roof. Trebuie să văd unde este, unde este ăsta white. E foarte mult carbon pe mașina asta. Mamă, ce frumos o fac. Cred că e ok. Așa, accent color. Accent color chiar nu mi-am pus. Schimbă la acea acolo, dar... Design nu mă interesează, dar nu-mi place. Dacă scria pisica pe roșii, da, mai ziceam, dar așa... Insert. Split. Nu prea. Stai acum... când dori insert, scărți. Spoiler. Aici. Oribil. Interesant. Deci toate livrurile mișto sunt la level foarte mare și nu da, ți le dă. Da, și eu. Ceea ce mi se pare un pic nasol. Carbon. Punem un splitter, spoiler pe spate, să vedem. Ăsta-i superb ăsta, n-am ce să-i cer. Ăsta-i urât. Ce-mi plac astea care continuă. Ăsta-i interes. Deci toate spoilerele astea care continuă din caroserie, mi se par atât de mișto. Drăguț ăsta. Cred că ăsta o să rămână. Ăsta cu dunguliță. Și hai să facem... Dungulița asta, n-am ce faci cu ea. Mamă, ce accelerat are mașinuța asta. Sunstrips. O, toate astea frumoase sunt blocate. Suspension, ok, o lăsăm foarte jos. Transmission, turbo neapărat trebuie să aibă. Wheels, bă, la wheels eu am niște roz mișto, dar nu le pot colora. Pentru că sunt alea stop. Părăsit încăperea. Gata, pisica, ai terminat? Da, cum să nu? Terminat, gata. Mi-am făcut. Uite, pe asta le pun. Și o să avem... Să că vin și eu la voi. Vreau o culoare mai aprinsă ceva. Gata, vin. Ia să vedem. Aqua. Tires, design. Îmi place cum arată spatele. La mine. Îmi place cum arată spatele. Și față e simplă.
E, nu chiar, dar aici arată bine. Tire, stai să punem și un... Tire... Și un bulletproof. Eu am dat skip la culori, cred. Tire smoke. Respray, primary. Asta, nu poți încerca la roți un verde de cru? Că ai verde mai mult pe mașină, albastru da, ai, ai verde de cru? Că nu-l ai. Nu-l ai? Așa. Uite ăsta. Ai lime green. Ah, lime green. Eu am vrut verde de cru, dar uite ce verde am eu acum. Uite, astea sunt da, singurele da, și da, sunt șterse rău de tot. Se, nu, nu e același verde, din păcate. Da, văd. Știu. Adică am căutat ceva care să fie aprins și am zis, bă, merg pe un albastru, da. Puteam să merg pe un roșu, dar... Tire, am pus Windows. Bă, n-ai și rea mașină. Gata, sunt exit. Și eu, gata? Putem să ieșim? Ok. Să ieșim e puțin așa military, parcă. Și mi se pare că mi-a ieșit. Bă, nene, uite cum merg și nici măcar n-apăs pe tastatură. Da? Doamne, ferește, pluteam. Bă, ăștia au mașinile în mijlocul străzii, eu uite ce mașină. Pe mine nici nu mă lasă să-mi așez și o mașină frumos. Bă, eu nu mi-am așezat, mi-a pus automat. Ies afară cu mașina. Păi și eu de ies afară acum. Eu sunt afară, vă aștept. A făcut noapte, zi ce? Nu, e zi, e bună dimineața. Ce mașini fioroase avem aici. Eu cu Max avem aceleași culoare la roțe. Nevorbit. Nevorbit. Bă, chiar nu m-am uitat la tine. Cu, cu ochiul. Nu, cu ochiul. Bă, dar ce... Deci, fii atent. Mașina lui pisica mi se pare că zici că e mașina lui Batman. Deci... Ai zis tu că n-arată așa negru fioroasă. Negru cu roșu, bă, chiar arată bine. Mi se pare că se potrivește mulțumesc. Bine rău de tot. Ești Mihai a combinat foarte bine culoarea negru, tot așa cu niște cu carbon. Carbon, din ce văd eu aici. Da, am încercat și altă frumos. Culoare, dar nu... Eu am încercat de data asta un alb împreună e bine, cu ceva bine. Culori un pic mai exotice, un verzui. Mm-hmm. Pentru că, bă, să fiu sincer, asta era cea mai ok livery, adică dar erau cam slabe, adică nu prea mi-au plăcut așa, dar oricum, uite cât de joasă e mașina asta a mea. Bine, toate trebuie de fapt sunt lipite de asfalt. Să faci organizație. Nu l-am mai auzit pe Mihai? Trebuie să faci organizație, zic, așa. A, așa, bun, hai, imediat. Ia, stai, vehicle stance, ia. Mamă, cum păi ești, cred că ești foarte, foarte lăsat și așa. Nu, sunt difunt acum. Da, ci că poți să o las mai jos de atâta, nu știu ești. Vehicles? Unde avem stance-ul? Gata, lowered. No, e, la mine e de lowered. La tine e deja. La default-ul ridică puțin. Deci, aha! Uh-huh. Vezi, deci acum mi-a ridicat-o puțin. Te ajută să iei mai bine bordurile pe aici, prin oraș, să știi. Vehicle? No, mie îmi place să fie lipită de pământ, mă, nu se, nici nu se pune problema la mine. Și mie, dar așa merg, patinează puțin ci da spatele. Așa vezi, merg cu ea, ce vorbești? Bă, s-a lăsat o ceață urâtă. Da, știu, văd o să înceapă ploaia în curând. Bă, n-are importanță, că de fapt noi intrăm în noi sesiune. Noi mergem la misiune, oricum. Da. Mă, da, se duce bine 370 Z-ul ăsta. Eu dă-l pe ăsta, de unde a ieșit? LOL! Băi, băiatul, dar n-ai șosea acolo. Doamne, ferească, mă. Ok, frână. Frumos, frumos, hai să vedem misiunea. Ma, Maxi cu geaca e pe el, afară 4.000 de grame, m-a picat cu geaca pufoasă pe el. Da, da. Ba, ok, fiți atenți, fiți atenți. În episodul următor schimb hainele, ok? În sfârșit. La 25 de like-uri schimb hainele. Deci, deci nu o să vă vină să credeți câte comentarii mi-am primit. Că nu mai schimba hainele și e vară. Păi, mi se pare normal, adică e vară la vreo să fie iarnă. Mă, ok, gândiți-vă de ce n-am mai schimbat eu hainele, ok? Mm. Pentru că am avut o grămadă de misiuni și o grămadă de chestii făcut și... Da, hai că asta nu e o scuză, hai că asta nu e o scuză. Bă, n-am avut timp să le mai schimb, eu știu că miros urât, dar... Na, hai, acum ce să mai... Nu ce, nu ne urcăm cu tine mai mașină. Episoade. Ce să mai faci, asta e. Trebuie să-ți seama și cu geaca aia groasă pe tine, că e și mai... Îți dai seama că-l transpirat în geaca aia, dar na, acum ce să mai faci. Fasa, a, bun, deci fiți atenți, de data asta va trebui să atacăm un convoi militar. Problema e în felul următor, opa, nu știu ce să iau, ce arme, adică... Le lua și până acum. Hai să luăm Hustler în continuare, că a mers ok cu armele astea, da, bănuiesc. Matchmaking closed, exist... play și... Hai să vedem ce hai urmează să se întâmple. Dacă e să dăm fail, aia e, o da, să reîncercăm și tot așa. La armă există ceva cu explozivile, gen grenade launcher sau rocket launcher? Bă, nu știu, dar da. Hmm. Hai, mă îmbrac frumos? E cum adică te îmbraci frumos? Bine, știu că mă îmbrac de obicei frumos. Îmbraci așa ca... Îmbraci ca jefuitor. Gata.
Dar stai că nu merge bine, uite asta. Uite-mă, dar tot ziceați că n-am haine noi. Mă îmbrac, uite așa, de vară, uite, vezi? Acum sunt de vară, sunt. Gata, mă. Nu mai zic nimic. Stai să-mi iau că nu-mi place asta pe alb, îmi place ceva mai periculos, așa gen. Eu văd albastru. Iară ca un șofer. Nu, mă refer la masca. The Getaway. Negru. Ah, nu văd masca. Gata, mă. Eu sunt îmbrăcat așa lejer, am șlap în picioare. Eu mă potrivesc cu mașina. Cine se va urca pe bordură? Ia să vedem. Ia să vedem. Cred că eu. Eu. Am sărit un pic. Sunt pe bordură, băi. Ai dus puțin pe bordură așa, dacă... Îmi place bordura. A plăcut bordura. Deci fiți atenți, trebuie să... Scuze. A sunat la telefon cineva. Mărești la telefon, tu ce conduci? Vezi, asta e de ce nu trebuie să folosești telefonul în timp ce conduci, într-adevăr. Chiar și jocuri. Unde trebuie să mergem? Corect. Mai de cap. Trebuie să mergem... Acolo, la chestia albastră. Dar fiți atenți că e un convoi care se deplasează, deci s-ar putea, unde am pus acum punctul, să nu mai fie. Da. Putem să luăm un elicopter până acolo? Nu poți. Nu, că trebuie să-l urmărim cu mașinile. Aaaa. O să trebuiască să-l oprim și gen cu elicopterul să fie greu. Ce faci, Mihai? Zgrimă și pe stradă. Bă, țineți-vă pe drum, că nu dau dar trebuie să fim toți. Da, eu sunt în spatele tău. Eu câteodată mai smulg cu oglindă așa. Așa, da, bă, uitați că apăsați și voi butonul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade cu GTA. Ați văzut că am sporit numărul de episoade de GTA pe săptămână și asta e pentru că vedem foarte mult suport din partea voastră, foarte multe like-uri acolo și foarte multe comentarii tari din partea voastră. Așa că continuați și voi cu chestiile astea și continuăm și noi cu episoadele. Bă, mergem bine? Ce mi-a arătat GPS-ul? E bine, te duce pe autostradă, te stai la autobaza militară. Mă gândesc și eu că acolo... Intercept de transporter, deci ei transportă ceva, acești militari transportă ceva într-un tir, din ce am văzut. Iar noi am trebuit să-l oprim cumva. Da. Avem mașini pistol, pipe bomb, care cred că explodează când atinge ceva, ceea ce e bine, dar bine, aveți grijă cu alea să cumva să bubuim transportul. Uite, lemne. Mamă, parcă n-am văzut niciodată așa ceva. Nici eu nu țin minte să fi văzut camion cu lemne, plin cu lemne în spate. Mă, ce mă duc? Cu șoac ce e mic. Ia să vedem, sunt bine? N-am făcut fizică, am făcut accident. S-a potrivit. Uite, un camion cu lemne adevărat. Mama, abia acum ai văzut camionul cu lemne. Păi, dar am făcut un micro-accident. M-am oprit să las o semnătură pe oglinda acelui tir. E bine, puteai să ții mașina de data trecută dacă era mai stabilă. Mă uit acum la pisica și văd că se apropie destul de rapid de mine. E bună mașina, conducă ca o cizmă azi, nu știu ce. Ah, ok. Azi nu e ziua mea. Mai înceată mașina? Nu poți și eu să conduc ca o cizmă. Nu am zile de alea în care trec foarte bine trafic și zile în care nimeresc tot traficul. Bă, dar unde-i masa? Sunt ale mele! Ale mele! Și trece prin toate astea, pleci. Doamne! Ia uite cum merge, ce ți-a dat carnet? N-am! A, n-ai! Știi ce am uzat? Acum. La mine toate alea sunt în picioare. Ce-a zis? Ia uite, a tapă unul în gard! Așa, oh my god, pisică! Cine ți-a dat carnetul? Nu ți-a dat nimeni! Nu mi-a dat nimeni! Stai să vedem. Bă, unde-i mă? A, e pe drum și merge, mă. E pe drum și merge. Da, hai, da, băgați viteză. Se deplasează. Hai, m-am apropiat și am reușit. Vă văd. Practic nu vine spre noi, să știți. Nu. Da, fuge de noi. Dar o să fugă și nu mai tare când începe să tragem. Unde ajunge? Nu știu că noi ne apropiem de ei, deci nu au cum să fugă de noi în principiu, dar... Oricum o să fie nasol când o să ne vadă, probabil. Și plus că țineți minte că să ne batem cu armata, deci armata... Dar noi avem niște pungi de arme. Da, noi avem vai de capul nostru armele astea. Nu știu de ce nu ne lasă să ne folosim propriile noastre arme. Helicopter, ne-a văzut sau ce? Că elicopterul e cu roșu, deci n-am mic. Gata. Aoleu, e de la care trage, fiți atenți! Ea a rămas un pic în urmă, să știți. Am sărit după autostradă aproape în mare. Aveți grijă, că avem un team live. Nu, n-am murit. Damage de transporter! Uite-mă că ăsta era... Bă, trebuie să-i dăm damage-ul ăsta. Păi ia stai capitan, că am eu o idee. Poți da cu pipe bomb? Am dat cu pipe bomb în el, da. Înceară, că da, aveți grijă să nu vă bubuiți. Pisică, nu te duc lângă el, că eu îi dă cu pipe bomb-uri în el. Mi-am pus masca, Și eu? Transporter health, uite mă că trebuie să-i scazi viața lui ăsta.
A, păi nu știam, mă, că trebuie să-i scazi viața, mă, că veneam cu elicopterul dacă era așa. De unde să știi? Credeam că trebuie să-l... Poți trag din șofer, dar cred că e blindat ăsta. Eu de asta mă gândeam la ceva. Trageți în el, că îi scade din viață. Okay. Îi scade destul de mult dacă trageți în el, să știți. Aia ce făcut păi, sunt aici, Mihai, nu mai e. Nu, nici la foc. Am ajuns. Dar o să nu... Da, bă, dar trage-mă roți, ia trage roți. Nu merge, mă, e aia blindată, e cea mai blindată din joc. Mamă, ce elicopter au oamenii. Nu merge, mă, a, dar de fapt, ce elicopter să ții, mă, că nu poți. Securo Surf nu e. Am rămas fără gloanțe sau ce? Posibil, da. Tragă șofer, tragă șofer. Îi se sparge geamul la șofer. Bă, elicopterul ăla e cam nasol, nu știu ce să zic. Eu am aruncat, am omorât pe cineva de acolo. Dacă aveți nevoie de repair la mașină sau ceva de genul ăsta, pot să chem eu un suport crew. Ce ai făcut, Mihai, tu? Eu am trebuit să cu elicopterul, cum conduci? Ia, l-am dat jos. Bravo. Oh, 50 kill. Oh my god, aveți grijă. Voi ați văzut ce s-a întâmplat? Am văzut. What? Ce se întâmplă? Că se tot teleportează NPC-urile! Nu știu ce se întâmplă, dar nu-mi place deloc ce se întâmplă. Ba, aveți grijă că-mi iau damage. Tu? Da, pentru că a venit unul cu armata după mine. Deci trebuie să-i dați viața până la bara aia neagră. Băi, scade grăveața, nu? A, trebuie să tragi fix în spate, dacă-i trage la tăla, nu contorizează, ce mizerie. Ba da, pardon? Ia mai puțin damage din lateral. Zici? Am încercat. Am consumat okay. Pipe bomb-urile sub el și n-au avut mare efect. Îi trag aici. Pipe bomb-uri nu mai am din păcate, dar... Nici eu. Dacă ne-am putea opri undeva, aș chema suporterul. Cred că ne-ar da muniție și astea, dar... Vezi că vine o mașină de armată. Văd în față. Vezi că s-a strage în tine dacă te oprești lângă el. Da, am fugit. Ia uite-l pe NPC-ul ăsta, băi, băiete, unde te crezi? Nu merge să accesezi Securo Surf, ce crezi? Nu merge, păi e făcut special. Dar vezi că eu nu mai am gloanțe. Băi, poți să intru în el? Merge, îi dă damage, bă, da. Intrați în el, da. Bam! Sunt bine. Îi dă puțin. Nimeream șoferul. Îi dă puțin, dar intru în el. Da, e acolo. Dacă mi-a avânt? Da, nu înțeleg, mă, ce blindaj are, că îi se spar... I-am spart geamul. I-am spart și eu geamul și degeaba, că nu pot să-l omor pe ăla. I-am tras în cap. Bă, deci s-a văzut cum i-am tras în cap. Arată că îi lovește în cap, dar nu moare. Cred că e un frână și m-a împins, da, frate. Da, nu poți să-l... Bine, cred că poate fi oprit, dar foarte greu. Ia, aveți grijă la mașină. Mihai, nu te opri așa. Aoleo! E nasol, mă, că nu mai am, e doar pistol mai am. Da, și eu trag la fel pistolul. Și trag. Așa, încă puțin. Haideți după. Continuați să trageți, că ajungem la linia aia în continuu. Încă puțin. Oprești. Nici nu-l miști pe ăsta. Lol, m-a luat sub roți! Bă, m-a luat sub roți! Să nu bubui. M-a luat sub roți! Da, ce facem acum? Intrăm în el. Intră transportul. Ok. Aveți grijă la ăștia? Uite, aia. Ce s-a întâmplat? Ți-a călcat ăsta cu mașina. Cred că trebuie să... A, dă-te jos și apasă tu enter. Am intrat. A, cred că pot intra cu mașina direct. Ha, suntem aici. Upload virus. Gata. Opa. Hai băgăm, bagă un virus acolo. Hai pe zic că bag acum virusul. Iau, i-am băgat ăsta. Te joci pe telefon, nu? Da, m-am mișcat niște Brawl Stars. Stai așa o secundă, mă, cu noi. Alo, băieții. N-are rost să ieși cu totul. Le dai așa de după ușă. Mi-a zis, tu search the crate. Yeah. Search the crate. Ah, vedeți că avem crate-uri pe aici și mai este unul aici. Unde-i, mă? Am și aici unul. Am găsit una. Uite aici. Am găsit ceva, am găsit o servietă. Da. Bank plate. Aaa, iei de alea, mă, cu care faci bani. Ca să printezi bani. Înțelegeți? Da, da? Mai unul. Cu printezi bani. Așa, acum trebuie să părăsim. Da. Trebuie să părăsim, dar să vezi ce ne așteaptă afară. Mă, vai de capul nostru. Măcar e o mașină aproape. Ce-o ar trebui să am mașină aici? Oleu, mamă. Bă, nu ne prinde poliția. Glumești. Încă. Stai. A, avem toți mașinile aici, mă.
Loli, servita, geanta mea se potrivește cu mașină. Un elicopter, fugiți! Fugiți repede, repede, un elicopter pe drum. Ia uite, acum a apărut pe hartă. Asupra noastră. Loli, mi-a dat muniție. Da și mie, mucitore. Ba, vedeți că vine cu dăla care trage nasol. Eu sunt departe. Ai mine, ai, care pe care? Da, Liniuța. Am cam la egalitate, mă iei tu puțin parcă. Liniuța zâului ar fi. Acum ce să fac? Da, te am foarte puțin. Dar trebuie să bag nos, nu? Uite-o pe ăsta, uite-o pe ăsta, ai grijă. Da, să nu-mi pace că n-are treabă cu noi. Ba, da. Are, are. Ce că n-are treabă. S-a gândit el să întoarcă așa pe interzis. Păi, omule, ăsta în față, ai grijă. Da, da. Mamă, ce era să intri în el. Da, mai e unul, mai e unul. Mai e unul. Păi merg așa de chill, băieții, de zici că-s de aici. Ce ăsta, ce ăsta, ce ăsta? Aaaa, sunt bine. Aoleo. Poți să mergi din aici, poți să mergi din aici. Dacă ajung, vă trage și pe voi? Cred că da. Ok. Deci doar ajungi. Money plates. Văd că fiecare are money plates, deci probabil trebuie să ajunge toți fizic, nu sunt sigur. Crezi? Nu cred. Posibil! Văd că sunt, sunt patru plate-uri, dar nu zice cine le are. Da, zice doar că le-am colectat. Da, da, e ca atunci, măi, oh my God, cu băncile. Aveți grijă. Ma. Nu muriți. E nasol, mă, când se pune mașina lângă mașină și efectiv e cu arma în geamul tău și n-ai ce da. Să-i faci. Stai să văd, inventory. Avem și noi un body armor sau sal? Sal. E perfect realist că ăla cu un Jeep se ține pe un RX-7 tunar la maxim. Da, e mă, frate, normal, asta este... chiar nu înțeleg. Asta într-adevăr nu înțeleg. N-ar trebui să poată să se țină după o mașină tunată. La care... maxim. Da, exact. Care ai băgat o cărță de bani la aia, da. Exact. Adică depășește adică... mașinile în trafic, rachetă, ăla vine cu 1.300... level 1. Da. Deci 1.300.000 de dolari și am mai băgat în ea vreo 2.000.000 de dolari la tuning. Și el cu Jeep-ul lui de 100.000 netuna mă prinde pe mine, netunane nimic, știi? Ha, mă, că e mașină militară, hai încă, da. Da, 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 are turbo level 12 el, 2.6. Bă, au tuning pentru că-s militar și au ceva acolo. Da. Și că mai sunt unii care își fac caroserii, își au o caroserie de mașină slabă și pun un motor de la foarte, foarte puternic și fac liniuțe și ăștia nu știu ce motor are mașina aia și zic, da, mă, că-l fac pe ăsta, îl fac praf. Da, da, da. Se întâmplă chestia asta în viața reală. Am văzut și eu, sunt amuzant rău de tot când te știți. Da. Cred că am văzut și cu un Golf 3, dacă nu mă înșel pe autostradă. Deci, efectiv, Dacia. Mașini care nu te aștepta să bage viteză, ci gen, le-au băgat motoare de alea nebune. O Dacia 1310 și... cu 1000 de cai. Da. Fuge platforma de sub tine. Să duce caroserie, să duce tot, nu? Și caroserie. Rămâne în urmă caroserie. Pățești ca desene animate, știi? Pleacă corpul și rămâne umbra în spate și praful. Băi, cred că ar fi mișto. Că nu te-ai aștepta la o Dacia 1300 să... Să am bage, văzut nu știu una, că... nu știu dacă era 1300, dar am văzut, făcea curs în mășcu ce mașină și am trecut mașina aia. Mașină puternică, adică nu... Stângă-i. Da, e mișto bă, ideea, adică nu știu, îmi place ideea asta, să ai o mașină care nu te aștepta. A, da mă, uite, fiecare trebuia să dea deliver. Ia uite asta, stai aici cu Lamborghini Urus. Da mă, dar pe unde v-ați dus voi? E pe sub pământ, în parcarea aia de jos. E sub pământ. God. Știu eu că poți. Ui, ia că eu fac drift aici. Nicio problemă. Cel mai mare drift. Hey. Am crezut că îmi pune frâna, am crezut că îmi pune frâna jos. S-a dus racheta. Dar s-au dat jos din mașină, pe toate mașina prin dacă tine. Oare dacă îi luvai pe ea doi și mureau, se mai punea misiunea? Bă, dar chiar, bă. Nu m-am gândit la chestia asta. Era buzat. De ce suntem așa luminoși? Nu știu, stai zici că bate lumina, dar pe ei sunt radioactivi. La mine pe ecran arată gen foarte ciudat. Da. Uite. Zici că e soare. Zici că e ardei soare. Dar auzi, soare în subteran, în parcare, cum adică, excuză-mă, ce? Adică, de când și până când? Da. Da, în GTA orice este posibil. Clar, okay. Soare în orice. Subteran. Nu este nicio problemă. Bă, eu sunt, știi ce sunt eu foarte curios? Sunt curios cum o să fie GTA online-ul din următorul GTA. Da. Pentru că la câți bani am făcut cu GTA-ul ăsta, cu GTA online-ul, sunt 100% sigur că o să facă și următorul GTA să aibă un online. Știi, gen, la fel. Da, normal. Știi? Și sunt foarte curios să văd cum o să fie. Deci, foarte curios când îl lansează. Probabil în vreo 5 ani. Că durează destul de mult deja. Da? Mișto. Bă, îl așteptăm, ce să facem? Sperăm să... Cât se fâne, cât se fâ. Sperăm să-l lanseze cât mai curând. Da. Dar, acum se văd farurile mele. Mamă. Ia stai. Acum abia, tăticule, ia-o-t-o.
El este verde. Ce culori drăguțe aveam amândoi. Se vede mișto rău. Dar tu n-ai faruri. Nu, n-are. Farurile mele este de mai așa. Nu știu ce. Ok, e da. E un bug. Vezi? Este ca spotul. La mine e un verzuie așa, bă, nu știu. Cred că e destul de ilegal. Da. Să ai faruri de alte culori. De fapt, nu cred că e destul de... Chiar e foarte ilegal. Dar... Na, ar fi mișto să poți să-ți customizezi mașina așa. Cred că în America te lasă să faci ce vrei tu pe mașină. Nu știu de ce am impresia asta. Ce să zic? Probabil. Dar la noi cel puțin sunt niște restricții destul de dure. Adică știu că nici măcar folie pe geam de mai întunec, pe geam, nu pe geam, pe far mai întunecată n-ai voie. Adică da. Gen trebuie dacă spui transparentă și atât. Dar da, ăsta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa.